Orchestra de muzică populară Folclor și omul căruia folclorul îi alină dorul, maestrul Petre Neamțu, artist al poporului. Bună seara, dragi iubitori ai folclorului, ai melodiilor care alină dorul. Oameni dragi, profesional, legați profesional și sufletește de cel care zilele aceștia și-a adunat în desaga anilor purtați cu demnitate în spate 70 de motive frumoase pentru a ne da întâlnire astăzi aici, în incinta Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici. Și dacă tot este motiv de bucurie și de satisfacție sufletească, propun ca împreună cu colegii de aici din scenă, dar și domniile voastre, cei care ați venit în sala de spectacol, haideți să-i cântăm împreună maestrului mulți ani trăiască! Mulțumim, să mulți, ne trăiți! Mulți ani să ne trăiască maestrul Petre Neamțu, care ne-a invitat la spectacolul cu genericul Folclorul alină dorul. Suntem mulți, am venit aici cu emoții, cu trăiri frumoase și desigur avem ce-i spune omageatului protagonistului serii. Cu deosebită plăcere îi invităm acum în scenă pe doamna Jana Ciolpan, reprezentantul instituției prezidențiale, responsabil de domeniile cultură, educație și cercetare, și pe domnul Andrei Chistol, secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Select auditoriu, aflarea mea aici este condiționată de un frumos prilej și onorant. Eu am venit să aduc florile recunoștinței și mesajul președintelui Republicii Moldova, adresat domniei voastre. Cu permisiunea dumneavoastră, eu o să-i dau citire. Stimate domnule Petre Neamțu,
Vă felicit cordial cu prilejul celor două mari evenimente din viața dumneavoastră. Împlinirea a 70 de ani din ziua nașterii și marcarea unei jumătăți de secol de activitate artistică rodnică. În virtutea tradiției noastre strămoșești, cei care aleg făurarul pentru a veni în această lume sunt firi creatoare, cu un deosebit simț al valorii, iar personalitatea dumneavoastră confirmă acest adevăr cu prisosință. Ați făcut un pact existențial cu muzica. Sunt 5 decenii de când arați cu plugul sufletului imensitatea tărâmului folcloric. Cu eleganța unui artist desăvârșit, dumneavoastră luați în drumeția creației pe tinerii aflați în căutarea eului, luminându-le calea spre afirmare cu flacăra omeniei și a onestității. Pentru această trudă solicitantă, pentru entuziasmul nesecat, pentru felul în care vă purtați demn anii, primiți, maestre, sentimentele mele de admirație și profund respect. Fie ca vârsta marcată de un prefix nou să vă aducă mulțumirea zilei de ieri, bucurie celei de azi și încrederea în cea de mâine. La mulți și fericiți ani! Semnătură olografă, Igor Dodon. Florile recunoștinței pe care le-am promis. Cu mare dragi de în acest context festiv, Excelența sa, Președintele Republicii Moldova, a semnat astăzi, 6 februarie 2020, decretul cu numărul 1450 privind conferirea de titluri onorifice unor artiști ai Orchestrei de Muzică Populară Folclor. Președintele Republicii Moldova decretează pentru succese în activitatea de creație, contribuție la promovarea tezaurului folcloric național și înaltă măiestrie interpretativă, se conferă titlul onorific artist al poporului doamnei Silvia Gonciar, solistă-vocalistă. Titlul onorific artist al poporului domnului Vasile Rusu, artist instrumentist. Titlul onorific artist emerit doamnei Viorica Moraru, solistă-vocalistă. Domnului Anatolie Nunu, artist instrumentist. Și domnului Sorin Zberea, artist instrumentist. Asistență, vreau în primul rând să vă felicit cu aceste frumoase și cred că mult așteptate distincții. Vreau, maestre Petre Neamț, în primul rând să vă felicit și să vă mulțumesc pentru această serată frumoasă pe care o organizăm astăzi aici la Filarmonica Națională. Vreau să vă aduc mesajul de mulțumire și recunoștință și înaltă apreciere din partea Ministrului Educației Corneliu Popovici cu această frumoasă ocazie și cu această frumoasă aniversare de 70 de ani. Este o cifră impunătoare, dar este o cifră când putem să numărăm sau să vedem ce am realizat și ce vrem încă să realizăm, pentru că noi, maestri, așteptăm încă multe, multe proiecte frumoase aici la Filarmonica Națională. Vrem să vedem cât mai mulți tineri descoperiți de dumneavoastră și educați de dumneavoastră pe scena Filarmonicii Naționale și nu doar. Și vrem să vedem cât mai multe evenimente încă pe care să le organizăm atât aici, la Chișinău, cât și peste hotare, acolo unde, cred că o lume întreagă vă cunoaște și o lume întreagă vă apreciază pentru tot ce ați făcut dumneavoastră. De aceea vreau să vă aduc în semn de apreciere din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, să vă înmân diploma de onoare domnului Petru Neamțu, artist al poporului, pentru excelență în activitatea de creație și contribuție remarcabilă la promovarea valorilor culturale naționale. Corneliu Popovici, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării.
Mulțumim și noi. Doamna Jana Ciolpan, reprezentanta președinției Republicii Moldova, și Andrei Chestol, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Și acum mai vrea să vină pe scenă cu un mesaj de felicitare un prieten drag al orchestrei Folclor, un prieten care a fost mereu alături de proiectele frumoase născute în cadrul orchestrei, susținând și creând poduri aici și peste Prut pentru această minunată orchestră și soliștii de aici și de dincolo de granițele Republicii Moldova. E vorba de academicianul Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român la Chișinău. Valeriu Matei întotdeauna a fost omul receptiv la ideile care s-au născut în cadrul folclorului, proiecte pentru a susține tânăra generație, burse, premii de excelență și orice e legat de frumos, de note muzicale și de maestrul Petre Neamțu. Dragă maestre Petre Neamțu, onorați membrii ai frumoasei orchestre Folclor, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, este o zi deosebită într-adevăr, pentru că artiștii unui popor, ai unei națiuni, sunt cei care realizează conexiunea cu ceea ce numim noi veșnicie, cu Dumnezeu, cu ceea ce este sacru, cu ceea ce este frumos. Iar omul, în esență, 80%, este o ființă spirituală. Restul e materie, care și are ce ia și își cere adeseori drepturile. Dar fără de viață spirituală, Iorga zicea, fără steag de cultură, un popor se transformă într-o turmă, iertată să-i fie expresia marelui istoric. Dar fără steag de cultură, iar steagul de cultură trebuie dus de cei care sunt bărbați puternici, și nu mă refer acum la apartenența sexuală, și doamnele care se manifestă în spiritualitate, în cultură, au foarte multă energie, bărbăție, curaj. Cei care ridică drapelul unei culturi, mai ales în vremuri de restriște. Maestrul Petre Neamțu, la fel ca și alți artiști reprezentativi pentru această parte a poporului, a culturii și a spiritualității românești, în vremuri de restriște, de vicisitudini, când se încerca chiar falsificarea folclorului, nu aveam cumva și o tendință, a fost de folclor colhoznic, au ținut sus drapelul culturii autentice, culturii adevărate. Au crescut după ei generații, vedeți și în orchestră, câți tineri sunt alături de maestru Petre Neamțu sau de maestru Vasile Iovu și câți mai vin încă. Mă bucur foarte mult, maestre, că suntem împreună în acest proiect extraordinar numit Prezintă Orchestra Folclor. Și în care deja zeci de tineri din întreg spațiul cultural românesc s-au manifestat cu cântecul, cu instrumentele muzicale, fiind remarcați și promovați de dumneavoastră și orchestra pe care o conduce. O conduceți cu atâta demnitate. Mă bucur că suntem împreună în atâtea alte proiecte culturale în spațiul Republicii Moldova, dar și în întreg spațiul românesc și nu numai. Vă felicit din toată inima. Știu că la aniversarea precedentă ați fost decorat din partea statului român și veți mai fi. Acum am deosebită plăcere să vă înmânez o diplomă de excelență a Institutului Cultural Român pentru promovarea valorilor culturii și ale muzicii românești, alături aici de un album de patrimoniu și de aceste flori ale recunoștinței. La mulți și rodnici ani, maestră! Mulțumim foarte mult! Academicianul Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Mulțumim, domnului academician! Au, ai spune, multe cuvinte frumoase maestrului Petre Neamțu și doamnele pe care le invităm acum în scenă, căci activează de mulți ani împreună și îi leagă o frumoasă colaborare. Doamna Svetlana Bivol, președintele Uniunii Muzicienilor, director general al Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, și doamna Stella Mitriuc, șef interimar al Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău, artistă emerită. E ceva deosebit când, într-un punct, la o oră, într-o zi, cineva, în cazul de față este domnul Neamțu, ne-a adunat pe toți aici, o mulțime de oameni pe care ne cunoaștem, oameni și din domeniu și alături de domeniu, și oameni foarte frumoși s-au adunat astăzi aici, împreună,
că nu ne vedem uneori cu ani, dar astăzi Petru Neamțu ne-a adunat. Eu vreau să spun, colaborarea cu Petru Neamț, cu Direcția Cultura Primăriei Chișinău, este de zeci de ani de zile, este foarte frumoasă și, de fapt, nu vreau să vă răpesc timpul pentru că se știe lucrul acesta. Eu am mai venit, nu numai din partea Direcției Cultură, dar am venit cu o diplomă din partea Primăriei Municipiului Chișinău, mustimate maestre Petre Neamțu, ne face o deosebită plăcere să vă adresăm cele mai sincere felicitări cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere. Cu această ocazie, primiți dovada deosebite noastre admirații pentru talentul artistic incontestabil a domniei voastre, devotamentul față de scenă și dragostea nemărginită pentru tot ce este frumos, pe care reușiți cu măiestrie să le transmiteți publicului larg. Vă dorim să păstrați mereu viu spiritul creativității, multă sănătate, realizări frumoase în activitatea nobilă de promovare a culturii, fericire și multe bucurii alături de oamenii dragi sufletului. Cu o deosebită considerație, Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău. Felicitări! Vreau să închei aici micul bloc de felicitări, deoarece ne așteaptă foarte multă muzică frumoasă, dragul nostru maestre, Petre Neamțu. Vreau să vă exprim în numele tuturor angajaților filarmonici, nu doar a artiștilor, dar și celorlalți, personalul tehnic, personalul administrativ, toată lumea vă iubește. Și în numele membrilor Uniunii Muzicienilor, să vă exprim toată admirația pentru felul pentru felul dumneavoastră de a fi om cu verticalitate, om cu mare demnitate, om foarte talentat, om de mare omenie și un promotor excelent al tinerilor dăruiți cu har. Și la fel cum dorul, folclorul vă alină dorul dumneavoastră, dumneavoastră cu toată făptura ne alinați dorul nostru pentru muzica autentică, pentru valorile frumoase și pentru omenie cu care ne dăruiți în fiecare zi. Vă dorim la mulți ani, mulți, mulți, mulți ani, aristocratul culturii, folclorului autentic din Republica Moldova, mulți ani alături de minunata familie, alături de excepționala orchestră folclor și alături de noi, cei de la Filarmonică. Vă iubim! Mulțumim! Mulțumim, doamnelor Svetlana Bivol și Stella Mitruc! Vă rugăm să vă ocupați locurile în sală. Avem încă, desigur, multe a spune maestrului și le vom spune pe parcursul sălii. Acum însă, folclorul care ne alină dorul. Știți ce mă gândesc? Oare cum era timpul afară atunci când în familia lui Ștefan și a Mariei Neamțu a venit pe lume primul din cei 6 copii? De fapt, nu știu pe cât de importante ar fi aceste detalii pentru omageatul zilei. Păi mă gândesc astăzi că ar fi frumos să începem a dăpăna firul poveștii noastre cu a fost odată ca niciodată în anul 1950 după Hristos, când deasupra satului Lunga Florești a început să lumineze o stea nouă cu nume de Sfânt. Eu zic, mai simplu ar fi să trecem, să răsfoim niște pagini autobiografice și să ne oprim la creație. Iar aici pornim a scrie istoria, odată cu înmatricularea lui Petrică Neamțu la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga în anul 1964. Ei, unde mai pui că a avut norocul ca în acel an admiterea să fie fără pregătire muzicală? Norocul său se numește Dionisie Chiroșcă, profesorul care i-a pus bazele creației, l-a îndemnat și l-a ghidat prin labirintele artei. Iar prima însemnare în carnetul de muncă al maestrului Petre Neamțu este în cadrul ansamblului de cântece și dansuri populare Hora, în anul 1971. Astăzi au venit să-l felicite, desigur, în Paști de dans, să-l felicite colegii de generație din ansamblul de dansuri populare, Hora lui Ion Bazatin, condus de Ștefan Onufrei, cel care semnează prezentul horiștilor, cei mai tineri dansatori. Dansatorii din mileniul trecut dansează în prezent o tropăită. Hora!
accentuez cei mai tineri.
Hora lui Ion Bazatin, maestru coregraf Ștefan Onofrei. Silvia Gonciar și Raisa Bârnaz, două surori legate sufletește de această minunată orchestră și de gospodarul ei, maestrul Petre Neamțu. Dumnezeu, folclorul și romanțele le-au unit destinul, dar o să mai avem ocazia să povestim în această seară. Acum propun să mergem la Crasna. Că mare aventurieră mai este. Eu propun să vină mai bine Crasna la noi, căci, dragă, nu uita, iarna e grea chiar dacă omătul nu-i mare. Cu atât mai mult că interpreta care reprezintă toată arta bucoviniană, costumul, tradiția, muzica, este o bună prietenă și colegă de scenă cu maestrul Petre Neamț. Așa că vine în scenă privighetoarea din Carpați și cele mai frumoase mlădițe ale Crenguței de Iedere, ansamblu din cadrul Universității de Stat din Moldova. Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Și-a banrat auz, din sus și-a banrat auz, te-a
știi luna când răsare, noaptea cât e șasuri are. Și ninari dorpi lungă, și ninari dorpi lungă, nu știi luna când se culcă, și noaptea s-ar mărita, zici și că s-ar mărita, mă lai nu știa frământa. Dilopată nu știa punii până nu leagă cofunii, dilopată nu știa punii până nu leagă cofunii. Mieșui ca de pitini, că mieșui ca de pitini, nu-i cu sută de-a ta mână, dai făcută de vecină, pică n-a cepi slănină, dai făcută de vecină, pică n-a cepi slănină. Și acum încep să curgă felicitările muzicale din partea colegilor din orchestră.
Artistul poporului Gavril Gronic este solist instrumentist în orchestra Folclor și coleg de scenă cu maestrul Petre Neamțu de peste 30 de ani. Au fost cântate împreună atâtea melodii care ne alină dorul și setea de frumos. Trompetistul Gavril Gronic. Thank you.
Gavril Groni, artist al poporului. Și o frumoasă melodie semnată de Petre Neamțu. Apropo, Nica este una dintre tinerile mlădițe care la doar 13 ani are deja semnat un album întreg împreună cu orchestra de muzică populară Folclor. Ferice de artiștii care reușesc să crească profesional în preajma folclorului. Eu sunt o norocoasă că de ceva vreme atât maestrul Petre Neamțu, cât și acești minunați instrumentiști îmi permit să fiu alături de ei pe scenă și în culise, unde sunt depănate atâtea povești frumoase și istorie de dor, care cu adevărat ne alină dorul nostru de frumos, dorul ăsta care nu are alin și care nu are traducere în nicio limbă din lume. Ferice de artiștii care i-au găsit cheia, i-au potrivit lăcata și au bătătorit propriul său drum în muzica populară. Artista care vine acum în scenă, prin stilul său și prin hambâțul său de a cânta, are propriul său public, propriul său drum și știe cum trebuie cu adevărat să aline dorul de frumos. Artista poporului, Zinaida Bolboceanu! Thank you.
să vadă că nu sunt băi. Să mă cadea sus la munte, să mă cadea sus la munte unde ea. Dragoste multe, unde am dragoste multe. Zinaida Bolboceanu. Și Marin Cancio. Mania și băirea, șalea e un scop.
mâini joacă, de 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 de. Balbovina de codreancă, de 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 de. Ghinii cântă, ghinii joacă, de 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 de. Ghinii cântă, ghinii joacă, de 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 de. Doar la chiar vrea să meargă, de 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 de. Joacă de 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 de. Dar la chiar vrea să meargă, de 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 de. Dimineață roua-i mare, da 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 da. Și se ude la Chișoare, da 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 da. Dimineață roua-i mare, da 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 da. Și se ude la Chișoare, da 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 da. Dimineață roua cade, da 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 da. Peste zi soarele o arde, da 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 da. Dimineață roua cade, da 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 da. Soarele o arde, de 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 da. Hai femeie la prășit, da 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 da. Nu pot m-am îmbolnăvit, da 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 da. Hai femeie la prășit, da 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 da. Hai fi miei să faci ele, de 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 de. Las că nimeni ea n-o vede, de 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 de. Mai fi miei să faci ele, de 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 de. Las că nimeni ea n-o vede, de 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 de. Înainte cât i-ajungă, de 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 de. Hai femeie la băut, de 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 de. Până-inti cât i-ajungă, de 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 de. Oi lua un bițișor, de 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 de. Și oi merge încetișor, de 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 de. Oi lua un bițișor, de 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 de. Și oi merge încetișor, de 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 de. Marin Ganciu, un bard și o prezență demnă de familia, marea familie a folclorului autentic. Cei care vor continua programul sunt tată și fiică și fac parte din această mare familie de când se țin minte. Ne bucurăm mult că astăzi tatălui acordeonist i-a fost conferit titlul onorific de artist al poporului, titlu bine meritat. Îl felicităm încă o dată și în aplauzele dumneavoastră îi invităm în scenă acordeonistul Vasile Rusu, artist al poporului, și violonista Valentina Rusu. Thank you.
Vasile Rusu, artist al poporului, și fiica sa, Valentina Rusu, cea pentru care folclorul a devenit cea de-a doua casă încă de pe băncile facultății. Mulțumim! Orchestra Folclor și în mod special maestru Petre Neamțu dintotdeauna a susținut tânăra generație, i-a dat un vot de încredere și a propulsat-o în avanscenă. Maestru Petre Neamțu a pus bazele unui festival concurs televizat care de peste 3 decenii scoate în avanscenă soliști, instrumentiști și vocaliști. Cu un titlu atât de frumos, prezintă Orchestra Folclor. Numele lansate de acest proiect astăzi sunt cap de afiș în spectacolele mari și sunt nume de rezonanță în muzica populară din Republica Moldova, așa că acum vine în scenă deținătoarea celei de-a 5-a ediție a festivalului concurs televizat prezintă Orchestra Folclor, Anișoara Bragari Moroșanu. Anișoara Bragari Moroșanu. Muzica
Anatol Nunu, artist emerit, și Victor Gurar, două personalități, doi artiști cu personalitate, doi colegi de scenă și de orchestră, îndrumați și ghidați de aceeași paletă a neobositului Petre Neamțu. Bagheta maestrului Petre Neamțu, o baghetă care unește și stăpânește, unește diferite caractere, temperamente, vârste și educație muzicală. Apropo, despre educația muzicală, una dintre marile plăceri ale maestrului e să cânte, să acompanieze serate, concerte și festivaluri, concurs de romanță. Terapia prin romanță dintotdeauna a îmbogățit spiritul creatorului. Artista care s-a lăsat mereu ghidată de bagheta lui Petre Neamțu, invitându-l să fie mereu alături la toate seratele de creație, desigur nu putea fi lipsă din spectacolul nostru de astăzi. Are un stil aparte, deosebit, iubită și apreciată de public. Artista poporului Margareta Ivănuș vine cu o creație semnată de maestrul Constantin Rusnac. Tangoul toamnei, Margareta Ivănuș și Constantin Rusnac, artiști ai poporului. În viața mea de toamnă, tu ai venit ca vântul, un vânt de primăvară, în timp de ghiocel. Viața mea de doamnă, ești ultimul tango. Viața mea de doamnă, ești ultimul tango. Viața mea de doamnă, ești ultimul tango.
Margareta Ivanuș, Orchestra de Muzică Populară Folclor, maestrul Petre Neamțu și Constantin Rusnac. Vreau să vă spun, astăzi de fapt este ziua de naștere a maestrului Constantin Rusnac. Dar am hotărât să fac și sărbătoarea mea în această zi. Aș vrea împreună cu orchestra să-l felicit cu această mare sărbătoare a noastră. Să invit în scenă încă doi artiști ai poporului. E vorba de Serghei Ciuhrii, cel care a fost în fruntea Orchestrei Mărțișor și Orchestrei Făiraș, și Vasile Moroșanu, președintele Consiliului Național al Oamenilor de Cultură. Iar să mă apropii de Margareta, că eu am cântat frumos. E o plăcere să fii alături de o personalitate ca Petre Neamțu. El, ați observat, orice lucrare care a fost astăzi aici, n-a fost un chici, n-a fost nimic, a fost totul din rădăcină, de acolo, că noi iubim astăzi să facem multe valuri, știți, repede, Lunchevici spunea așa, că temperamentul moldoveanul nu constă numai în muzica repede, dar constă în cantilenă, în melodie. Și Neamțu Petric a înțeles acest lucru, fiindcă el a dus mai departe ceea ce a inaugurat marele Dumitru Blajinu. Eu cred că el acolo e mulțumit extraordinar că Petric Neamțu a ținut orchestra asta într-așa un nivel, că ei cred că e mulțumit. Să ne amintim de acești oameni. Este o orchestră fantastică. Oricare instrumentist de aici este o valoare. Eu cred că când spunem artist al poporului, îl luăm din stânga până în dreapta sau din dreapta în stânga. Toți sunt artiști ai poporului, fiindcă poporul îi iubește toți. Pentru acest lucru fantastic pe care îl face Neamțu, eu ca reprezentant al UNESCO aici, secretar general al Comisiei Naționale, noi am decis o medalie, medalia Comisiei Naționale UNESCO, domnul Petru Neamțu, pentru contribuții substanțiale la dezvoltarea artei interpretative naționale, promovarea valorilor culturale, spirituale și umanistice, propășirea idealurilor UNESCO. Noi, o echipă de prieteni mai aproape de maestru Neamțu, ne-am gândit, știți, ne-am gândit ce cadou să-i facem domnului Petru. Dar s-a vorbit aici că el a adunat multe lume, multe neret, multe talente și le-a promovat. Și așa și-am hotărât că a făcut, cum zice română, drujeschi șarj și l-am îmbrăcat în domnitorul, cel care a adunat principatele. L-am îmbrăcat în Ioan Cozavodă. Acel care... Și cred că n-am greșit, așa? Sunteți de acord cu noi? Păi, ăsta-i marele maestru Neamțu. Portretul este făcut de pictorii Vitalie și Mihai, tatăl, Vitalie, fiul Mihai, tatăl Gherștoagă, pictori de biserică, care sunt născuți la 3 km de satul lung al lui Petru Neamțu. Ce frumos e să poți lua publicul în brațe și cam asta au făcut oamenii prezenți aici în fața domnilor voastre. Și artistul care vine acum în fața domnilor voastre, o viață întreagă, a fost dus în brațe de publicul său. Acum se regăsește cântând romanțe vesele și triste, pentru că acestea rezonează foarte bine cu starea lui spirituală. E un fecior din popor. Este artist al poporului care e printre noi grație aurei sale pământești.
se scutur frunzele de nuc, se așează bruma peste vii. De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? O, vino iar din al meu braț, să te privesc cu mult nezat. Să razem dulce apul meu de sinul tău. Să-mi închipui tu fără muzică, tu fără folclor. Folclorul, noi dacă spunem folclorul, ăsta-i Petre Neamțu. Și dacă spunem Petre Neamțu, ăsta este folclorul. La mulți ani!
Mihai Munteanu și o prietenie de o viață cu festivalurile concurs Crizantema de Argint și Crizantema de Aur, a căror orchestră de căpătâi este Orchestra Folclor. De bună seamă, un adevărat amalgam de cifre se învârtesc astăzi în jurul nostru, în această sală. 70 de ani de la naștere a lui Petre Neamțu, 50 de ani ai Orchestrei Folclor și 35 de ani de activitate a maestrului Petre Neamțu la Orchestra Folclor. Desigur, e un eveniment. Ei, și cum să nu le faci pe plac tuturor la un astfel de eveniment, îndeosebi omagiaților, unde mai pui că una dintre melodiile de suflet ale tuturor și ale omagiatului este celebra Țărâncuță, care va fi adusă acum în scenă de deținătoarea marelui premiu al Crizantemei de Argint, Mariana Cepraga. Acum, și acolo în satul dintre luni,
de măr. Nu mai ești tinerică, dar ești încă frumușică și-ți stă bine ca mămică cu trefire ală de măr. Ana Cefraga. Maestre Petre Neamțu, la mulți ani! Orchestra Folclor, la mulți ani! Petrec de ziua mea cu prietenii, crama veche, casa mare, liva căzării. Cumpian și ovioară, știi că mi-este bine azi, sufletul și inimioara, uite de negați. O petrece clăzori, mă dar o am flori, cu miros de trandafir și nu am gândit. Seara că ne-am întâlnit, urări de sănătate, ridicați paharele, cele bune să se adune treacărelele, să ne bucurăm că viața ne oferă ce dorim, ne păstrăm prietenia și ne-o prețuim. Și sârme, valsuri vechi și noi, cântece de voie bună și romanțe am ascultat. Lăutari în seara asta de dor ne-au cântat. Am ajuns până în zori când am dat roman flori, cu miros de trandafir și cu amintiri. Hai, hai, bine să trăiești, hai, hai, bine să iubești, mulțumesc, maestre. Mă bucur foarte mult și vă mulțumesc pentru colaborarea cu dumneavoastră. Iată că sunt deja 13 ani și toate lucrurile pe care le fac, să știți că este și aportul dumneavoastră. Mă închin. La mulți ani. Mulțumim. Diana Văluță, Cioinac, Veronica Vantaș și Ilie Văluță a fost cel care a adus florile. Două surori care se simt atât de bine pe scenă.
E un noroc și asta să-ți poți ține neamul împreună. La fel cum un noroc este să reușești să ții în preajma ta tineri talentați. Descoperit în cadrul festivalului concurs prezintă Orchestra Folclor, elevul liceului Ciprian Porumbescu Cezar Bordian se regăsește astăzi printre oaspeții de seamă ai maestrului Petre Neamțu. Cu atât mai mult că Cezar vine în scenă cu o melodie scrisă de Petre Neamțu, cu o dedicație specială pentru nepoței Laura Maria și Daniel. Meditație, Cezar Bordian. Punându-și sufletul la bătaie, frământându-l și lăsându-l în cuptorul de creație ca să se mai maturizeze. Graba nu și are loc în procesul de creație, în chinurile creației. Anume, într-un astfel de proces de creație, l-a găsit într-una din zile Silvia Gonciar pe actualul său coleg și șef de orchestră, Petre Neamțu. Era un vals mai vechi scris cândva de maestru Petre Neamțu, pe care îl tot fredona și executa la acordeon. Valsul s-a așternut atât de bine pe urechea solistei, încât a insistat pe lângă autor și acordeonist să îl dea ei. L-a îmbrăcat în cuvintele, în versul Claudiei Partolei și de ceva timp îl scoate în scenă ca să-l asculte lumea. Silvia Gonciar, Petre Neamțu și Orchestra Folclor în Valsul Anilor. Muzica.
zi se arate ca un început. Ce-au trecut după ani și ani de viață, iar ne-am iubit. Se dansează, nu iau oare vasul mult dorit. Anii mei, cei mai frumoși au dorit ca
surori, două suflete pereche. Din fericire, omul nostru a reușit întotdeauna să țină alături de el oameni de valoare. Și asta pentru că nu a fost niciodată contaminat de virusul invidiei moldovenești care ne caracterizează pe fiecare dintre noi. Probabil dovadă vie sunteți și domniile voastre prezenți aici în această sală frumoasă a Filarmonicii Naționale. Dacă o iau de la un capăt, e personalitate lângă personalitate, de artiști ai poporului, nici nu mai zic în seara asta, cred că sunt mai mulți ca niciodată în această sală. Nu aș vrea să vă zic numele pentru că s-ar putea să greșesc, deși aș vrea să salut un om care e atât de concentrat de la începutul acestui spectacol și am impresia că o să mai scrie vreo capodoperă după toate emoțiile frumoase care există aici. Este maestrul Eugen Doga. Și ne bucurăm că e alături de noi la acest spectacol frumos. Mulțumim foarte mult să ne trăiți. Nu o să vin cu microfonul până la dumneavoastră, dar am vrut să demonstrez încă un lucru. Petre Neamțu nu e invidios pe aplauzele care v-au fost adresate. Și apropo de oamenii de valoare, el a început în orchestra folclor, a fost și concertmaestru alături de domnul Petre Neamțu, iar astăzi este profesor de vioară la Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț, este dirijor al orchestrei ansamblului Floricică de la Munte și artist colaborator al Centrului pentru Cultură și Arte Carme Seculare Neamț, Călin Corai. Thank you.
instrumentist desăvârșit și maestrul Petre Neamțu și orchestra de muzică populară Folclor. Cu asta se hrănește un artist, cu aplauzele și recunoștința publicului său. Astăzi este seara amintirilor, a emoțiilor și a oamenilor frumoși pe care Petre Neamțu i-a întâlnit prin viață și care țin pasul alături de el. Maestre, mai avem o surpriză? Semion Duja! Onorat public! Eu când am împlinit 70 de ani, am zis, după 70 la vale, nu mai cânt nicio cântare. Însă când maestru Petru Neamțu mi-a propus să cânt în concertul aniversar a domnului sale, am hotărât să cânt polca în stil nemțesc, pe care am înregistrat-o cu orchestra Folclor. Eu vreau să menționez că îi strimesc foarte mult pe nemți, dar pe Petru Neamțu o strimesc și mai mult, deoarece el, având calitățile neamțului, mai este și o personalitate integră. Este un ilustru muzician, dirijor, aranjor și profesor universitar. Ceea ce a creat el până acum și sunt convins că va crea și mulți ani înainte, este un capitol apart în cultura noastră națională. Astăzi am hotărât, cu ajutorul maestrilor în artă, Ion Olaru, Oleg Cazacu și studenții Academiei de Muzică, să interpretăm polca în stil nemțesc al lui Petru Neamțu în original. Maestru Duja trebuia să schimbi cu orchestra noastră polca asta. Ce s-a stricat?
instrumentul, că faragotul s-a rupt, nu știu, făcut și nu putem să cântăm. Și el asta special. Simeon Duja, un muzician, un instrumentist de excepție și un bun coleg și prieten al protagonistului serii și membrii Orchestrei Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Colegii, prietenii, îndeosebi colegii de orchestră, desigur, nu puteau să stea la o parte la acest aniversar, au venit și ei la serviciu ca la sărbătoare cu un buchet din cele mai frumoase melodii pentru colegul lor. De bună seamă, în asemenea momente, lumea întreagă îmi este dragă. Diamanta Patereu și Viorica Moraro. Bună seara, maestre! Emoțiile sunt nespus de frumoase, pentru că și vârsta maestrului este la fel de onorabilă și frumoasă. Da, maestre, eu vreau să vă zic că v-am pregătit aici niște flori, dar nu pentru dumneavoastră. Da, eu vreau să vă zic că muzica mereu pe care ați creat-o și ați realizat-o, inspirația a fost totdeauna de acasă. Cea mai frumoasă floare care mereu v-a inspirat, v-a susținut, v-a ajutat ca să fiți la cel mai înalt nivel pentru public, pentru doamna Margareta. Floarea cea mai dulce, doamna Margareta, unde sunteți? Și dumneavoastră să ne trăiți și să înfloriți, Margareta aleasă. Noi vă iubim, vă prețuim. Și următoarea melodie, care mereu a fost actuală în repertoriul Orchestrei Folclor, Lumea întreagă mi este dragă. Și dacă o iubesc pe ea, alta în lume nu era. Din amor se naște moarte.
soare și luna toată, chiar și viața, dar o vrea. De amor, astăzi e zi mare, toarnă în pahare, să cinstim cu toții și să uităm de mar. Zi leută, zi pestrună, să-ți aude în mala un cântec de voie bună pentru inimioara mea. Și supărare, toarnă mai crâșmare, un vin de chiflimbar. Cântă, omule, cântă că ai cu mine, atunci când ți-e bine sau când ești hoinar. Haide zi, măi, lăutare, dor de dragoste și dor, să uităm de supărare în petrecere și amos. Fiecare om din această lume a trecut prin greu, a trecut prin bine, odată și apoi încă odată, firai tu să fii spun jumătă soartă. Zi leută, zi pestrună, să-ți audă în mala un cântec de voie bună pentru inimioara mea. Viorica Moraru, solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor, sub bagheta dirijorului Petre Neamțu. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii care aparțin unei comunități, unei orchestre, unei familii, pentru că asta, vrând nevrând, te mobilizează, te ține în tonus și te face să fii ordonat în fiecare zi. Omul care vine acum în scenă de 50 de ani face parte din marea familie a orchestrei Folclor. 50 de ani dedicați trup și suflet, creație, zile, chinuri frumoase ale artei pe această scenă și pe alte scene cu acești minunați colegi în spate. El a cântat și cântă dintotdeauna de drag de acest popor, de drag de cântecul popular, de drag de folclor. Artistul poporului Vasile Iovu! Dragă Petrică, dragă nașul nostru de cununie, să spunem pe de-a dreptul. Așa a vrut soarta să fim o viață împreună, începând la adolescență și cam până în ziua, în zilele de astăzi. Deci nu
ne-a despărțit un an numai, când ne-a despărțit armata. Eu am făcut armata la Odessa, în ansamblu, dar Petrică, că l-au văzut mai zdravă, mai nu știu cum așa, și l-au trimis la rachete. Momentele acestea de astăzi care le trăiește Petrică sunt excepționale, pur și simplu, anii ăștia sunt minunați, și 50 de ani de activitate artistică. După cum a spus Rusalina, momentele acestea exact o să le trăiesc și eu la vară, tot atâta, și dacă am trăit o viață împreună, noi suntem, adică, leați! Pentru că se dă-i Dumnezeu ca încă mulți, mulți ani să cântăm în minunata orchestră folclor, în orchestra noastră, pe care niciodată nu am trădat-o. La mulți ani!
maestrul Vasile Iovu. Maestrul Petre Neamțu și Orchestra Folclor. Orchestra Folclor din această familie mare și frumoasă face parte și următorul solist care va continua programul, Nicolae Paliț, care știe că la omul bun și casa-i casă, și beciu-i beci, și vinul-i vin de calitate. În beci la Nea Dumitru, un cântec de gospodar pentru toți gospodarii acestei țări, Nicolae Paliț, artist al poporului. Vă mulțumesc mult! La mulți ani, Petre Neamțu! La mulți ani, Orchestra Folclor! Să ne trăiți! Ai suflet de moldoveancă,
Diamanta Patereu acasă și ea în folclor, căci folclorul maestrului Petre Neamțu a propulsat-o în lumea mare a muzicii și pe ea. Folclorul i-a alinat dorul, iar el l-a răspătit salvându-l. Petre Neamțu este autor de manuale, multe exerciții muzicale, a făcut atâtea și atâtea aranjamente pentru acordeon, pentru diferite instrumente, pentru orchestre și a lăsat în fundul de aur atâtea capodopere, pierle folclorice. Astăzi, instrumentiștii care știu valoarea notelor muzicale și a armoniilor vin să creeze și au creat, v-ați convins, au creat cu succes atmosfera de sărbătoare în sala și scena Filarmonicii Naționale. Sorin Zberea și Anatol Nunu, instrumentiști de excepție, două generații de folcloriști pe aceeași scenă. Thank you.
clarinetistul Sorin Zberia, trompetistul Anatol Nunu și trombonistul Ion Spătaru, proaspeți artiști emeriți. Și desigur, orchestra Folclor în frunte cu maestrul Petre Neamță. Sărbătoare, mă duse și eu la joc, s-o învârtesc prin mândra floare, că-i frumoasă foc. Azi în sat-i sărbătoare, mă duse și eu la joc, s-o învârtesc prin mândra floare, că-i frumoasă foc. Mândra mea frumoasă, vino să te joc, să-ți rup gurița și să te strâng de mijloc. Mândra mea frumoasă, vino să te joc, să-ți rup gurița, dar și să te strâng de mijloc. S-o învârtesc prin mândra floare, păi că în sat-i sărbătoare, măi, hai cu toată lumea! Multii fetiori vrea mândru să le joc la coră în sat, sau ca timp n-am aflat și l-a sărutat. Multii fetiori vrea mândru să le joc la coră în sat, sau ca timp n-am aflat și l-a sărutat. Mândra mea frumoasă, vino să te joc, să-ți rup gurița și să te strâng de mijloc. Mândra mea frumoasă, vino să te joc, să-ți rup gurița, dar și să te strâng de mijloc. Vino mândru lângă nimic, păi că așa nu se mai chini, mă! Fetiori vrea mândru, eu din brațe să le țin, dar știi că în toată seara doar la tine vin. Multii fetiori vrea mândru, eu din brațe să le țin, dar știi că în toată seara doar la tine vin. Mândra mea frumoasă, vino să te joc, să-ți rup gurița și să te strâng de mijloc. Mândra mea frumoasă, vino să te joc, să-ți rup gurița, dar și să te strâng de mijloc. Eu cu mândra mea frumoasă, și casă, păi și-o trăi viața cu drag, păi tot așa la corânsat, uite, uite așa. Valentin Buducen, solist al orchestrei Folclor. La mulți ani, maestre, multă sănătate să aveți. Artistele care urmează să vină pe această scenă sunt inspirația însăși a acestui popor. Sunt suflarea lui blândă și calmă. Elena, Iulia, Valentina, Romela și Maria sunt fiicele demne ale tălâncuței care întotdeauna au fost gata de noi provocări artistice. Ele sunt pe bune artistele care știu să aline dorul de folclor. Surorile Osoianu! Să
surorile Osoianu, veritabile, adevărate artiste ale poporului, orchestra Folclor și maestrul Petre Neamțu, artist al poporului, deținător al medaliei Meritul Civic și cavaler al Ordinului Gloria Muncii. Petre Neamțu întotdeauna a fost un deschizător de drumuri. Alături de coreograful și etnofolcloristul Ion Bazatin a cutreierat statele Moldovei în căutarea folclorului autentic și a îmbogățit fondul de aur al radioteleviziunii naționale. Tot el, Ion Bazatin, insuflându-i tânărului Petre Neamțu și dragostea față de folclor. Astăzi, acest folclor, v-ați convins, vine materializat și în pași de dans. Ansamblul de dansuri populare Hora, actualmente condus de Ștefan Onofrei, și folclorul maestrului Petre Neamțu, ne invită pe toți la Hora ca la Cimișlia.
Asta zic și eu, picioare muncite! Ansamblul Hora, aplauze pentru aceste picioare săltărețe, tinere și neobosite, care învârt hore de peste 50 de ani. Ce frumoasă poveste țesem astăzi aici împreună, în sala și în scena Filarmonicii Naționale. Vă mulțumim încă o dată dumneavoastră pentru această seară petrecută împreună, pentru receptivitate, pentru marea dragoste de creația creatorilor noștri, de creația poporului. Și acum propun să unim neamul Grămăjoara, așa cum știu doar moldovenii să o facă, printr-o horă frumoasă, o horă care strânge neamul, o horă rotundă ca cerul, ca soarele, o horă care ne caracterizează. Să ne trăiești, maestre, să trăiască folclorul, să trăim și noi cei care iubim folclorul, care știm să-l promovăm și care știm să ne simțim în orice sală ca în casa cea mare a neamului.